Era într-o încăpere numită Viața mea, trei cutiuțe cu fericire, bucurie, pace. Dar cât mă chinuiam, nu le puteam avea, din cauza întunericului orb și eficace. Eu bâșbâi în întuneric și diavolii profită. Mă împing spre griji și spre nevoi. M-au amețit. Dar când în viață aprinzi lumina Domnului sfințită, tot adevărul pur se vede deslușit. Stai și te întrebi, dar până acum ce-am făcut? Nu am putut să apăs atât de simplu pe buton și am trăit nevăzător, surd și tăcut, fără cuvântul lui în viața mea de om? Acum eu am și fericire, pace, bucurie și știu cum să mă rog cât zile voi avea. Și îmi doresc așa de mult sfințire, mântuire. Doamne, de ce nu te-am chemat până acum în viața mea? Când tot săream în sus, că ochii pot să vadă, deodată o lacrimă a căzut și sufletul s-a întristat. Dar ceilalți frați ai mei, părinții, verii, ei nu vor să creadă. Stau tot în întuneric și diavolul mi-a luat. Le spun cuvântul pentru a-i salva, dar nimeni nu mă bagă în seamă și aud, tu ești nebun să pleci din viața mea. Nu vezi ce bine o ducem? Nu fă acum o dramă. Dezamăgit, în rugăciune mă cufund. Mă rog la Domnul să-i salveze inimos. Și atunci îi văd lumina în ochii mei profund și zic, omul acesta chiar îl are pe Hristos. Amin.